Bine v-am regăsit, dragi gospodari, stimați spectatori de pretutindeni. Iată, probabil vă întrebați unde a mai mers Mitică Zimmermann să filmeze împreună cu Radu Haidu. Iată, ne aflăm aici la turul lung în crama familiei Reiser-Gergei, care este renumită, stimați telespectatori, atât în țară cât și în străinătate. Având în vedere faptul că foarte mulți degustători de vinuri și iubitori de vinuri vin aici la familia Reiser pentru a cumpăra vin, desigur, destinat pentru diferite ocazii, nunți, botezuri și așa mai departe, diferite evenimente mondene. De asemenea, probabil dumneavoastră cunoașteți vinul Reiser din Satul Mare, piața 25 octombrie, de pe strada Corneliu Coposu, unde familia Reiser are amenajat un mic stand, de unde foarte mulți sătmăreni, în fiecare sâmbătă, vineri și sâmbătă, pot să cumpere must, vin de coacăză sau vin nobil Reiser. Dumneavoastră știți, ați aflat din presa sătmăreană, că vinul Reiser în acest an, la concursul care a avut loc la Satul Mare, a cucerit, ca să spun așa, marele trofeu, marele aur pentru calitatea vinurilor Reiser. Așadar, suntem găzduiți, stimați telespectatori, aici de Diuri, de domnul Reiser, dar îi spun Diuri pentru că așa știu toți cei din turul lung, pentru a afla cum a fost anul acesta, producția de struguri, care sunt rezultatele, desigur, care se regăsesc în aceste butoaie aici, în pivnița familiei Reiser, din turul lung, și de asemenea vom afla ce lucrări se efectuează în această perioadă, în vie, pentru că noi așa sunt foarte mulți viticultori în Satul Mare, mai tineri, mai în vârstă, care, desigur, probabil vor afla lucruri noi, alții își vor confirma ceea ce ei știu despre viticultură. Iar în finalul emisiunii vom afla, stimați telespectatori, câteva informații despre performanțele pe care vinul Reiser le-a obținut la diferite concursuri de vinuri nobile care s-au desfășurat atât în județul nostru, cât și în țară și în străinătate. Realizăm această emisiune cu gândul la sărbătorile de iarnă. Iată, peste puțin timp vine Moș Nicolae, vine Crăciun, Revelionul și probabil mulți dintre dumneavoastră vă gândiți de unde să vă aprovizionați cu un vin nobil, un vin bun care să meargă bine după un cârnat, după un caltaboș, după o friptură de porc, desigur, care o veți mânca, sau după sarmalele pe care le veți consuma în seara de Moș Crăciun. Bine v-am regăsit, domnule Diuri, vă spun așa pentru că toți cei de aici din turul lung și chiar familia dumneavoastră vă cunosc așa, ne bucurăm că ne-ați primit în cramă aici și suntem curioși să aflăm cum a fost anul viticol, dacă sunteți mulțumit cu producțiile pe care le-ați obținut. Vă salut, bine ați venit! Ne aflăm aici la locul nostru de muncă, cu fiul meu aici muncim o parte din viața noastră și o parte în vie. M-ați întrebat de anul ăsta, deci via, la via îi place seceta. Și la noi, în turul lung, de mai mulți ani, cam este timpul secetos. Dar anul ăsta, față de anii trecuți, în august a fost o ploaie care a ajutat mult și calitativ și cantitativ, pentru că după august nu mai a fost ploaie, dar ploaia aia de august a îngrășat un pic bobele și așa am cules, spun eu, o roadă foarte bună, din care va ieși tot un vin de calitate. Trebuie să știți că noi nu folosim îngrășăminte chimice, nu folosim insecticide, deci vrem să mergem pe bio, cât se poate. Da, care sunt soiurile de vinuri pe care familia Reiser, respectiv dumneavoastră, împreună cu Gergei, cu băiatul dumneavoastră, le-ați obținut în acest an? Iată, suntem în perioada de maturare, probabil mai încolo, peste o săptămână, două, vinul sau deja se poate consuma. Deci noi avem deja vin proaspăt și din alb și din roșu, pentru că vinul de anul trecut a trecut și
culesul viilor, strugurilor am început la începutul lui septembrie, atunci am cules Sauvignonul Blanc, pe urmă după o săptămână Traminerul și Muscatul. Și așa mai departe, după aia am cules Merlotul, după Merlot Rieslingul de Rhin și frunza de tei, Harschlevel, un soi unguresc, e foarte bun. Și pe urmă, la sfârșit, am cules Cabernetul Sauvignon. Asta a însemnat 16 zile muncite în vie, deci aduse. Da, iată, acestea sunt sorile de vinuri, stimați telespectatori, nobile, obținute de familia Reiser. Avem aici două mostre. Ia uitați-vă și dumneavoastră, stimați telespectatori, este ca lacrima. O să vă rog să ne spuneți despre ce soi este vorba. Din acest an, mă gândesc. Da, asta este din anul ăsta. E un cuvée din Sauvignon Blanc, din Traminer și un pic de muscat. Ăsta e primul care este gata. Restul vinurilor nu este așa limpede și au timp să mai aștepte până trece șarja asta. Să se mai sedimenteze, da. Da. Iar din vinul roșu, care la fel este foarte frumos. Ăsta e un Cabernet Sauvignon. După mine va duce palma și asta, pentru că am cules târziu și a avut zahăr mult și calitățile lui de cabernet trăiese foarte bine. Să sperăm să ajungă și ăsta câștigător anul ăsta sau anul viitor ce vine. Da, stimați telespectatori, noi anul trecut am realizat o emisiune acolo în vie împreună cu colegul meu Radu Haidu și cu gazda noastră domnul Reiser Dury. Și mi-a spus un lucru extraordinar, nici eu nu știam, stimați telespectatori, că la momentul filmării noastre au fost recoltați strugurii din care a ieșit vinul cu care familia Reiser a cucerit, ca să zic așa, Marele Aur la Satul Mare. Vă rog să ne spuneți mai multe despre acest succes, care eu cred că n-a fost întâmplător. Da, v-am povestit atunci că a rămas via aia cam târzie pe butuc și am zis că am pierdut din cantitate, dar o să recâștig prin calitate. Mi se pare, era deja în noiembrie la început sau la sfârșitul octombrie. Sfârșitul octombrie, dacă... a avut în strugurii ăia un grad de zahăr 26. No, am cules, am făcut procesele de fermentare și vedeți că întâmplător sau neîntâmplător am ajuns cu el câștigător. Care au fost criteriile hotărătoare care v-au dus la acest succes? În sensul că toți cei din juriu au degustat acest vin și au fost niște calități speciale care probabil dumneavoastră le știți. Eu atâta știu că se caută vinul roșu din turul lung, numai puțin albu, din cauza că la noi știe multă lume că sunt dealuri de vulcanice și chiar via asta de unde am cules strugurile este în piatră, aproape în piatră, puțin pământ și în piatră. Și acolo probabil are de unde să tragă niște calități aparte sau eu nu știu să spun. Atâta știu că știu să lucrez via, știu să tund, știu cât să las, deci trebuie să știți că noi lăsăm pe butuc, se face sub un litru de vin. Asta înseamnă în standarde că este vin de calitate. Da, la această oră mai lucrați în vie, nu știu, a mai plouat, probabil e mai moale, dar se efectuează în această perioadă anului, iată, suntem la mijlocul lunii noiembrie, deci aproape sfârșitul lunii noiembrie, dacă se efectuează anumite lucrări în viticultură la această perioadă. Pe când am terminat culesul, mi se pare în mijlocul octombrie, de atunci n-am fost
la munci, am lucrat aici în Beci, este de lucru mult zilnic, dar săptămâna trecută am reușit să transport o cantitate mare de gunoi de grajd, care l-am pus în pământ și anul ăsta urmează numai, deci cu tractorul nu mai putem intra în tarla pentru că foarte alunecă boale. Și nu este moale, dar alunecă. Acum vom merge cu picioarele noastre și cu foarfeca și începem la tuns pentru că în unele părți o căzut frunza. De exemplu, sus unde am parcele, chiar sus pe vârf, acolo încă n-o căzut frunza. E galbenă, cum a fost atunci cu cabernetul, era galbenă, dar era pe vie, no, așa se întâmplă și acum. Dar sunt unele părți unde au căzut și au prins un pic bruma și acolo vom începe de săptămâna viitoare tunsul și cum ne lasă timpul. Vreau să întreb dacă nu e greșit faptul că se fac tăierile la vița de vie în această perioadă. Unii de obicei încep primăvara sau prin februarie, martie și poate unii chiar nu știu că se pot face tăieri și toamna. Trebuie știut că la noi fiecare coardă este coaptă, nu mai este verde, pentru că alea 7 corzi ce lăsăm noi, 7-8 corzi, se coc până la vârf. Asta înseamnă că și bobul de pentru anul viitor, pentru rod, îs copte, e bine, deci nu mai trebuie să așteptăm noi primăvara ca să vedem că care e îngățat și care nu e îngățat. Care este perspectiva? Urmează să extindeți plantațiile de viță de vie, având în vedere solicitările. Știu că sunt foarte mari solicitări la vinul Reiser, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noștri, vinul Reiser nu face acid. Stimați telespectatori, mulți se întreabă de ce, a și dat explicație domnul Reiser, pentru că vița de vie se află pe aceste soluri vulcanice, de fapt pe dealuri vulcanice, cu sol foarte puțin și pH-ul din sol, aciditatea din sol este foarte redusă. Deci revin dacă intenționați să mai faceți investiții în ceea ce vrește extinderea podgoriei pe care o aveți. Fiecare întreprinzător, cred că când are un ban în plus, imediat investește. Mai degrabă, când n-avem bani, atunci vrem să cumpărăm. Dar la noi știți că foarte bine că este greu să obții un teren, că terenurile sunt mici, împărțite mici, nu sunt table mari sau tarle mari. Sigur că am mai luat niște bucăți de terenuri, acum vom planta în următorul timp cam un hectar pe alea 5 ce mai avem. No, și mai așteptăm să, adică așteptăm, căutăm să cumpărăm teren și... Momentan ce suprafață aveți? 5? 5 hectare și acum vom mai pune un hectar precis, deci alea în două locuri. Și am mai găsit așa parceluțe mici pe care o luăm și vedem dacă mai vecinii noștri vor mai da sau sunt multe, știți, fără lăsate în paragină. Dar nu, lumea ține că au moștenit de la bătrânii săi și... Da, și familia Reiser, stimați telespectatori, a moștenit această îndelenicire de la bunici, de la străbunici, nu? Cei care s-au ocupat nu neapărat de viță nobilă, nu știu că... Da, cum să nu, era viță era nobilă, deja, era, sigur. Apoi trebuie să știți că strămoșii noștri până la... străbunicul meu, știu eu, cum umblase în America, deci erau oameni umblați, chiar și oameni cu studii, pentru că am avut în familie preoți, învățători, negustori, la strămoși, vorbesc la străbunici. O să arăt o poză acolo din 1903, tot așa stătea casa noastră, care a fost construită în anii 1860, cam atunci a fost construită casa asta de familia noastră.
No, și vedeți, am reușit să ținem în familie, n-am vândut, să sperăm că copiii noștri nu vor pleca în străinătate, va fi și aici un... Vor rămâne acasă aici? Vor rămâne acasă, dar pentru ce credeți că ne luptăm noi, nu să mergem noi în Paris la ei în vizită și să creștem copiii acolo, ci este aici loc destul și liniște și... și pace. Și averea familiei. Averea familiei. Adică terenuri, da. Muncă înseamnă și muncă, da. Seriozitate, da. Păi, degeaba fac eu averi dacă copiii mei într-un joc de cărți îl vând sau îl pierd. Deci averea se face să omul sau următoarea generație să învețe că după muncă cinstită se poate trăi bine. Da, foarte frumos. Vreau să vorbim puțin despre istoria acestei crame și mai ales a celor care au venit aici la familia Reiser, dintre personalitățile care au venit, chiar dacă nu le menționăm, măcar localitățile, locațiile din țară, din străinătate, care au venit aici la familia Reiser să deguste din acest minunat vin binecuvântat de bunul Dumnezeu, dar și de munca și sudoarea familiei Reiser, pentru că se pune foarte mult suflet. Este un adevărat ritual atunci când se strâng strugurii, se procesează, se culeg cu multă grijă, cu multă băgare de seamă, după rețete de familie, iată, se ajunge la un vin extraordinar. Așadar, să ne vorbiți puțin despre iubitorii de vinuri, consumatorii de vinuri care au venit aici și nu numai, cei care poate au avut o luptă, au un eveniment în familie și vin, domnule Reiser, am nevoie de 100 de litri, de 50 de litri, am și eu un botez, mi s-a născut un fecior, o fată, e fiat, am zis fecior, vedeți? Da. Vă rog să ne povestiți puțin despre istoricul acesta. Sigur că avem mulți prieteni care ne vizitează, avem cunoștințe, sunt oameni plecați în străinătate care când vin acasă vor să ducă un vin bun în străinătate. Sunt și clienți și prieteni din ăștia care vor să și ne vadă. Deci, să vă revadă, da? Sau să ne vadă că cine suntem noi cu producția asta. Deci omul atunci are încredere mai mare, în adâncime dacă te vede la casa ta că ce fel de gospodar ești tu. Deci vine lumea să mă viziteze în vie, vine să ducă un vin, mai sunt și petreceri, mă mai suna cineva din străinătate că primesc un grup de 3 persoane, de exemplu, au venit din Cehia. Au fost alții care nu au vrut să doarmă aici sau să petreacă aici, dar trebuie să vă spun că lumea a zis că duce în Franța vinul ăsta și dă la medici care foarte, foarte mult apreciază. Vinul meu a ajuns în Germania neîntâmplător, adică nu știam eu că va ajunge la un concurs în München. Acolo, între 180 de vinuri, a ajuns al 6-lea. Deci este o satisfacție. Concurs internațional, da. Concurs internațional și vecinul meu a avut o relație cu fostul șeful lui și mi-am dat să ducă la Crăciun un vin bun. Și a băgat acolo un concurs ca curiozitate, da. Și l-a apreciat foarte bine. Mai face și reuniuni de familie, domnule Reiser, în sensul că vă întâlniți cu membrii familiei, cu rudeliile, cu lași, fiind, vă mai întâlniți aici la turul lung, la familia Reiser. Vă dați seama că ca să culegem 2, 3, 4 tone de struguri pe zi, trebuie mână de ajutor și familia este cel mai apropiată pentru noi și atunci cel care mișcă și poate veni, vine, își ia cizmele sau ce trebuie, hainele de sureț și am pregătite 20 de forfeci și tot timpul, uite, aseară am dat înapoi, dar lucrează cu el. Da, și de fiecare dată știu fiecare ce au de făcut dar sau le faceți instructajul. Dacă cum să nu știe, toți au crescut pe aici, înseamnă că noi pe vremuri, deci tot timpul am avut struguri,
știu că tata spunea că no, mergeți astăzi săpați via aia, săptămâna viitoare via cealaltă, pe lângă muncile celelalte. N-am avut parcele mici pentru că au fost luată, dar am ținut în două locuri, și din partea lui maică-mea și din partea lui taică-mea. Care este vinul preferat de familia Reiser? Dacă e vorba de un chef, dacă e vorba de o zi onomastică, sau tot vinul Reiser este preferat, nu faceți diferență? Da, ca să, pentru sănătate, se zice că în fiecare seară sau în fiecare zi să bei două pahare de vin roșu sau un, cine cât poate. Da, cât de mare să fie paharul? Să zicem de 100 de grame. Da, să nu fie din ăla de bere albă. Nu. Dar ce să spun eu, când mă pun la masă la un chef, atunci mai mult prefer un vin albă, că mi se pare mai slab și o beau cu apă, și la munci când duc pe câmp vin, atunci vara o duc șpriț deja, ca să putem și lucra, nu? Dacă bei un vin din ăsta mare, atunci nu mai muncești. Da. Mă gândesc la soiuri. Dacă o să faceți această investiție de extindere a suprafeței cultivate cu vie de către familia Reiser, o să aduceți și soiuri noi? V-ați gândit? Ați mai vorbit și cu alți colegi din domeniul viticulturii? Deci, sigur că învățăm și noi meseria asta. Avem unele soiuri care știm că ce boli sau ce pretenții au, care e mai sensibil, care e mai... Toate merg bine, dar sunt unele mici probleme. Una primește mai repede, să zicem, făinarea, cealaltă dă rod mult și nu poți scăpa de plusul. Și treburi din astea, eu aș mai vrea acum, dacă voi planta un franc, cabernet franc, și din alb voi pune chardonnay și riesling italian. Îmi place foarte mult, că am câteva care au ajuns acolo așa la suplimentare, unde au fost goluri. No, și îmi place foarte mult că nu este sensibil, are rod bun și are un vin excepțional. Deci astea urmează să le pun, că din cabernet am destul. Deci am parcelă frumoasă, din merlot iară, și din Riesling de Rhin, și din Sauvignon Blanc. Urmează Rieslingul italian și un Chardonnay, și din roșu un Franc, cabernet Franc. Vreau să întreb, de ce există mari diferențe între zonele viticole din județul Satu Mare? O caracteristică a vinului de turul lung, a vinului Reiser, este acela, așa cum a spus, că vița de vie este cultivată pe niște dealuri vulcanice, solul este foarte puțin, ca să zic așa, iar printre pietre via extrage rădăcinile din acea sevă miraculoasă. Așadar, dacă ar fi să facem o comparație cu, să zicem, vinurile din Franța, pentru că ați spus că au dus vin de aici, sau a dus un prieten de-al noastră vin în Franța, care este diferența, sau dacă ați avut vreodată posibilitatea să comparați un vin Reiser cu un vin din Franța considerat cel mai bun, sau printre cele mai bune vinuri de acolo? Din păcate. Că ei sunt cam renumiți ca și oricum sistem de referință. Și noi vom fi peste 100 de ani dacă dealurile astea vor fi complet plantate. Extraordinar. Dacă vom rămâne numai 2-3 viticultori și cu teren puțin, nu vom fi renumiți niciodată. Acolo secretul e că ei cultivă vin, deci nu a fost comunismul și aici era până acum să puteam fi la vârf, dar deci dacă va fi stabilitate, multă lume va pune vin, atunci o să fie renumit, dacă nu, n-avem cum, n-avem șansă. Eu nu pot să spun că dacă cei există, cu da. Franța, eu nu tare am umblat în excursie așa să degust vinuri, poate va urma sau dacă ați primit de acolo, vă rog, un vin din Franța. Știți ce se întâmplă, sau... când primesc un vin pun acolo jos și chiar dacă o gust, rămân la vinul meu, pentru că cu ăsta sunt obișnuit sau este mai bun, nu știu. Da, așadar, stimați telespectatori,
trebuie să gustați și dumneavoastră. Zic și eu așa, vă incit acum, vreau să vă fac poftă din vinul Reiser, pentru că și dânsul, nu, până la urmă, mai gustă și din alte vinuri, dar poate că s-a obișnuit dânsul cu vinul alb sau vinul roșu Reiser și, desigur, pofta vine mâncând, se spune atunci când mănânci o friptură bună, dar aici pofta vine în momentul în care ai degustat pe delete, așa, mai mănânci, iată, un pic de nucă și la miez de nucă și atunci gustul este mai preglant și poți să vezi buchetul, poți să vezi aroma, poți să simți, adică până la urmă, pe care vinul Reiser o are. Sigur, în urmă cu vreo câțiva ani de când le știm, nu, domnule Reiser, domnul Reiser a zis către mine, gustă-mă din vinul ăsta și o să vezi. Și spun, din câte vinuri am gustat, am venit. Deci acum știi de unde trebuie să vii să te aprovizionezi cu vin și vreau să spun că a avut mare dreptate, pentru că, iată, un vin de calitate, cred că face și cinste casei atunci când dai oaspeți. O să vorbim de performanțele obținute de vinul Reiser, le vom duce într-o cameră special amenajată unde o să vedeți și dumneavoastră care sunt trofeele familiei Reiser obținute în urma confruntărilor naționale și internaționale la diferite concursuri de vinuri, stimați telespectatori. Reamintesc faptul că vinul Reiser se găsește și aici la Turul Lung, toată lumea știe unde stă Reiser, Gherghei, Diuri, așa îi spun cei de aici din Turul Lung, iar în satul mare pe strada Corneliu Coposu, acolo foarte aproape de magazinul Someșul din satul mare. Înainte de a merge să vedem încăperea special amenajată cu aceste trofee pe care familia Reiser le-a obținut, vreau să vă întreb, domnule Reiser, dacă pot sătmărenii, potențialii beneficiari, ca să zic așa, să facă unele comenzi mai mari, dacă au nunți, dacă au... Deci, sau există o restricție în sensul ăsta? Nu, poate să vină oricine, că putem servi... Până acum am putut servi de toată lumea. Acum o mai intrat în rod 2 hectare, așa că sperăm că vom avea vin. V-am întrebat acest lucru pentru că mă gândesc că aveți clienți permanenți, aveți comenzi. Știu că alte crame mai au clienții lor și spun, domnule, nu pot să-ți dau că deja am vândut aproape tot, trebuie să mă țin de cuvânt, lunar trebuie să dau atâta vin la firma cutare care are nevoie pentru că au diferite protocole și așa mai departe. Deci la ora actuală sau până în sărbători înseamnă că oamenii pot să se aprovizioneze, liniștit, nu sunt probleme. Liniștit poate să vină și poate să ceară vinul cel mai prost, tot așa va fi ca vinul cel bun. Deci nu există vin prost. Nu există diferență. Și nici diferență nu știu. Da, așadar mergem, stimați telespectatori, să vedem performanțele obținute de către familia Reiser, performanțe materializate în diplome, în diferite obiecte lui, care atestă calitatea vinului Reiser de Turul Lung. Stimați telespectatori, aceasta este diploma cea mai importantă a familiei Reiser, pentru că, așa cum spuneam la un moment dat, în acest an, la concursul județean de vinuri, ediția a 11-a, familia Reiser a obținut Marele Aur cu Cabernet Sauvignon. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fi curioși să gustați din acest vin Cabernet Sauvignon, care a obținut Marele Aur în acest an. Așa cum v-am promis, iată, am ajuns în această cameră, în acest antreu, știți voastră ce este antreu, la intrarea în casă există o altă cameră, iar din acest antreu, sigur că da, se intră în alte camere ale casei familiei Reiser de aici din Turul Lung. Domnule Reiser, am vorbit despre Marele Aur, aș vrea să vă întreb când ați început să participați la concursuri
județele naționale și chiar internaționale de vinuri. Deci în 2005 am plantat prima plantație și în 2009 am ajuns cu vinul gata, primul vin gata, am dus 4 soiuri, mostre și sigur că au fost toate câștigătoare și am primit și o ambiție. Anul viitor iar am pus și în fiecare an duc aici pe zonală. No, și am luat și Marele Aur aici, de mai multe ori am luat și Eziușt, argint și bronz am luat, deci a fost tare. Dar când am văzut că vinul meu merită să trimit în altă parte, am trimis la Budapesta odată și am mai fost și la județene, dar am luat numai argint. La județene, se văd acolo la județene de două ori încă și la Budapesta am primit tot un argint, dar un punct o lipsit de la aur. Acolo la Budapesta din 100, da, v-ați confruntat cu vinul de tocoi despre care se vorbește foarte mult. A, bine, a venit cineva că va fi acolo un concurs să trimit ceva vin. Am zis că, na bine, îți dau două mostre și așa s-a întâmplat. Deci se apreciază și acolo, deci înseamnă că vinul nostru este băubit, consumabil și sigur că ne bucurăm de aceste diplome și nu le ascundem în dosare, ci avem loc până avem loc le expunem aici. Da, cred că împreună cu băiatul dumneavoastră, cu nevasta mea, sau soția s-a ocupată. Vreau să vă întreb, domnule Reiser, îmi place să vă zic domnule Reiser, pentru că Reiser, când spui Reiser, te gândești și la vinul Reiser, nu? Văd că aveți acolo sus, pe un dulap, două sticle foarte interesante cu de boabe de strugur, o să le vadă și telespectatorii puțin mai târziu. Vreau să vă întreb când ați avut cea mai mare bucurie, cea mai mare satisfacție. Deci, atunci când ați participat la concursul de vinuri, din 2003, dar de fapt din 2009 ați început, până acum, gata, se împlinesc cred că 4 ani. Dar știți când am o mare satisfacție, când văd un teren cu tufiș și l-am curățat. Prima mea mare satisfacție, deci când e curat. Deselenirea. Pe urmă când e lucrat cu excavatorul, pe urmă când plantez via, deci eu tot timpul am satisfacție. Nu pot să zic că am avut o bucurie, o senzație mai mare la când am primit Marele Aur decât când văd un teren curat și îmi închipui că acolo va fi rod. Deci vizați în perspectiva, vorbim iar de investiții. Vreau să vă întreb dacă vă gândiți în anul care vine să participați și la alte festivaluri, mă gândesc în Europa, suntem țară membră a Uniunii Europene, să aveți curajul să ieșiți undeva pe piețele din țările membre ale Uniunii Europene, de ce nu în Franța, iată, în țări cu tradiție în ceea ce privește vinul. Deci vedeți că tot primesc un curaj mai mare și sigur că voi trimite, că văd că nu este scos din concurs și este recunoscut. Așa că va trebui să trimit sigur și la concursuri mai mari. Conlucrați și cu alți viticultori, colaborați, vă mai întâlniți să discutați, mai aveți schimburi de gânduri, de idei în ceea ce privește cultivarea viței de vie? Local aici în sat suntem trei mai mari, Mică, cine are crama al meu, domnul Elec, cine și vinde acolo în piață și sunt cultivatori mai mici, cu 5 ari, cu 10 ari, la care eu le-am dat sfaturi, am adus butaj, ce să puneți, ce să plantați, cum să faceți, deci sigur că lumea se interesează, de la cine se interesează, vede cine face o treabă mai mare. Sigur că gustăm unul, mergem la degustări de vin, mai gustăm, mai spunem ce ai de făcut, dacă vrei să repar vinul ăsta sau așa mai departe. Sigur că și cu Bertiu Gani ținem legătura
și cu toți, pentru că avem o asociație în care sunt și eu membru, da? Asociația Viticultorilor Sătmăreni. Sigur că ne întâlnim, dar în ultima vreme parcă toată lumea are mai multă treabă și anual nu se întâmplă de mai multe ori, ajunge numai o dată să ne întâlnim sau de două ori. Da, dar conceptul ăsta de asociație nu vă duce cu gândul și la posibilitatea de a investi în vederea înființării unor secții de buteliere a vinului, ca să nu fie efortul financiar prea mare pentru familia Reiser, pentru Bicle, pentru alții producători de vinuri, pentru cei din Beltiu. Să fie undeva un loc special amenajat, o secție de buteliere, unde fiecare membru al asociației să ducă o anumită cantitate de vin, să o butelieze, să o eticheteze și așa mai departe. Sau considerați că investițiile proprii, fiecare în parte, ar fi mai eficiente decât cele de la nivelul unei asociații? Da, știți că noi am trăit și câțiva ani de comunism, de comunitate și nu tare suntem închetați de asocieri, dar așa se zice cine știe ce se întâmplă aici în lume, că altfel nu avem șanse să ieșim cu vinul ăsta, adică cu vin în străinătate. Bine că acum ne mulțumim că vindem la un preț de... ce să spun, nu este preț rău, dar nu este de vrac, da. Nu este prețul lui real. Da, și sigur că am discutat de concret, încă nimic nu este. Am discutat, să sperăm că vom ajunge în faza aia, dar până vedeți că și domnul Brutler și-a rezolvat butelierea și Hetei. No. Cei mai mari au realizat și noi ne-am gândit la o buteliere mai mică, mai simplă. Sigur că ar fi ceva nemaipomenit că ai 2-3.000 de litri de vin, ai îmbuteliat, le pui în bec și când ai timp dai mai departe, sau o asociere unde se poate conta pe o cantitate de vin. De exemplu, dacă am găsit o piață străină, acolo cer cantități, nu așa cum avem noi. Da. Deci cantități mai mari, ca să poată conta și ei pe... Dacă cineva se ocupă de vânzare, cere o cantitate mai mare. Considerați că în alte țări se acordă o mai mare atenție producătorilor de vinuri, facilitățile venite din partea statului sunt mai pregnante, mai mari, în sensul că cei care produc vinuri au totuși niște facilități, poate sunt scutiți sau primesc mai mulți bani, de exemplu, ajutoare pentru... Mă gândesc la proiectele europene și așa mai departe. Știe lumea că pe plantație de viță de vie noi am primit, am putut accesa fonduri. Asta a însemnat cam pe aproape plantarea viței de vie. Deci am primit o sumă din care am putut planta. Pentru soiurile nobile, sigur. Pentru soiurile nobile. Acum, de la Apia primim numai pe suprafață lucrată, cum primesc și cei cu cultură mare. Deci cam 160 de euro. Asta nu este o sumă mare, dar ce putem noi spune că nici nu tare știm ce se întâmplă în alte țări și plus că am înțeles că acolo 300 ceva. De euro, ceva, la 300 și ceva de euro da. Pe hectar. Dar aici numai 100, cam 160 anul ăsta. Deci se dă ca și la cultură mare. Da. De plâns nu ne putem plânge pentru că totuși am avut un ajutor, așa ceva noi încă până acum, știu eu, mintea nouă, n-am trăit. Deci să primești la cineva ceva ca să faci ceva. Dacă ai putut să te zbați, să te lupți, ai făcut, dacă nu, nu. Deci asta a fost un ajutor. Să vedem mai departe ce a fi, dacă, sigur, dacă vor fi proiecte, vom mai face. Nu a fost așa de greu, eu nu m-am dus la firmă de consultanță, am făcut-o noi. Deci oricum trebuie să le pui hârtiile în dosar și dacă mai trebuie
să scrii două cuvinte sau două cereri, poți scrie, că nu-i mare lucru. Am vorbit la un moment dat de tineri care trebuie să rămână acasă și ca să rămână acasă ei trebuie să aibă motive bine temeiate. De multe ori ei pleacă pentru că lucrează chiar și la firme private românești sau de stat sau lucrează la investitori străini, iar veniturile sunt foarte mici. Vreau să vă întreb dacă au fost advanse tineri care au lucrat în străinătate, care și-au acumulat acolo capital și au venit la dumneavoastră, la familia Reiser și m-au întrebat, Iori, spune-mi și mie cum să încep, ce să încep, de unde pot să-mi iau butașii, ce trebuie să fac prima dată, cum trebuie să pregătesc terenul pentru o viitoare plantație de viță de vie și așa mai departe. Na, soarta tinerilor, ce să spun, ei au crescut altfel, au primit tot în pat, sau cum să zic, și acum văd pe prietenii lui fiul meu că ei nu se duc pentru 1.000 de lei să muncească în străinătate, să meargă, apoi poate aia e greu, până îi poate ține părinții, nu se gândesc. Sunt unii copii care am auzit că unul a plantat zmeură și are planuri mari, dar nu pot spune că ei sunt tare interesați că ce va fi mâine. Că pleacă undeva în străinătate, muncește, aduce ceva bani. Deci nu văd ca pe noi că noi suntem mai lipiți de pământul ăsta. Că vrem de aici să trăim sau să ne... Simțul proprietății este altul. Deci ca să înceapă un tânăr ar trebui să aibă un hectar, două, nu? Și atunci fără nimica nu poate începe. Că și noi am investit bani în plantație și pe urmă am recuperat banii. Deci trebuie să ai un fond propriu, bancă, știți cu banca cum e, dacă n-ai proprietăți nu-ți dă. Deci e mai complicat. Mai complicat și cu dobânda aia, dacă n-ai o piață asigurată, să știi că în zilnic încasez atâta sau lunar și dau la bancă, am din ce da, deci nu voi merge în faliment. Acum un copil care iese din școală nici nu știe pe ce lume trăiește, dacă nu are părintele în spate, atunci ce va începe? Nimic. Nu știu cum ar trebui asta făcut, dar țara asta e moartă dacă nu ținem noi copiii acasă. Și poate că domnule Reiser a spus și degetul pe rană, chiar și în școli, educația nu este adecvată cu ceea ce se întâmplă în economia de piață. Nu. Cum să fie 100 de ingineri și niciun muncitor? Și niciun muncitor, exact. Uite, și în Germania spuneau că 70% merg pe meserii, pe școli profesionale și numai cei mai buni, dintre cei mai buni ajunge inginer, ajunge acolo cercetător și așa mai departe. Acolo se selectează din prima clasă și nu știu până în al 10-lea și tu mergi în direcția asta, tu în aia și cum ziceți, cei din vârf merg de inginer. La noi toată lumea vrea facultate și ce o să faci cu facultate? Nu știi să lipești o faianță, nu știi să amesteci un motor, nu știi nimica, nu știi în agricultură, că te murdărești la mână, deci copiii la școală ar trebui educați să nu arunce mizeria pe stradă, să ducă acasă, să selecteze gunoiul, deci am fost în Germania în 90 la un prieten și venea fetița acasă de... era la grădiniță și zicea, tati, nu acolo, taică să o desfăcea berea și arunca în ăla de bucătărie. No, și copilul educase pe părintele lui că el deja a fost învățat de la grădiniță că nu așa se colectează gunoiul. Deci copilul a devenit profesor și pentru lui, păi, de multe da, ori. Da, copiii sunt profesorii noștri. Dacă nu vom începe noi la grădiniță educarea, atunci n-avem la ce aștepta. Mai avem 3 minute, 4 din această emisiune, stimați telespectatorii. Ne-am bucurat foarte mult că le-ați primit, domnule Reiser. De altfel, noi o să difuzăm Nord-Vest TV și un spot publicitar care vă va furniza informațiile necesare, în special pentru cei care doriți să vă cumpărați vin de sărbători. Eu vă spun asta din tot sufletul pentru că le știm cu domnul Reiser de câțiva ani buni, de vreo 5-6 ani și de fiecare dată când venim aici ne simțim bine și cu multă generozitate dumnealui ne
vorbește despre experiențele obținute în domeniul acesta al viticulturii. În final, dacă puteți să le spuneți câteva soluții pe care le transmiteți și colegilor din Viticultura Sărbăneană, dar și celor care au putere de decizie în ceea ce privește viața de viticultor, pentru ca rezultatele să poată fi mai bine fructificate. Deci ar trebui mulți mai mulți viticultori. Unul la mână. Unul la mână. Deci suntem cam pe primul loc prin deci țară. Eu vă spun, până noi n-avem multă vie, nu vom fi renumiți niciodată, pentru că ce avem noi aici se consumă local și cam atâta vom rămâne. Ori o să ne aducem și noi să ne construim, să vină excursanți, nu cum să zic. Da, da, să vină oaspeți din străinătate, da, da. Deci cu vinul ăsta ce avem noi nu putem ieși. Eu tot sfătuiesc la prietenii mei, puneți mai acolo ți terenul, eu te ajut, pune la rânduri ca să pot intra cu tractorul. Că să fie noi, mecanizat, da. La noi e obiceiul că lumea pleacă să câștige un ban pe 2-3 luni în străinătate și asta cade pe vară, când e cel mai problematic cu via, că ar putea tunde, ar putea săpa, ar putea face multe. Numai criza aia în iulie, iunie, când apare făinarea, atunci nu este acasă și via se duce. Am zis că dacă plantez, cum spun eu, eu îți lucrez. Deci eu nu sunt irit așa să spun că tu să nu faci, să facă cât mai multă lume, că atunci cu atâta vom fi mai renumiți. Da, vă mulțumim încă o dată, vă dorim multă sănătate la familie și sărbători fericite! Mulțumesc la fel, la toată lumea, la clienții noștri, să vină să ne viziteze, să deguste producția de anul ăsta, că nu o să îi pare rău sau nu o să regrete. Da, mulțumim, stimați telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Înainte de a le despărți de telespectatorii noștri, măcar să închilăm un pahar de vin Raiser. Multă sănătate, stimați telespectatori. Să nu vă imaginați că stăm să bem, pentru că stăm cu mașina, știți? Și să nu vă facem poftă. Dar dacă v-a făcut poftă, veniți aici la Turul Lung, la domnul Raiser sau în piața 25 octombrie, acolo pe strada Cornelu Copos. La mulți ani!